Președintele PAS, Igor Grosu, nu vede o problemă în faptul că Alianța Nord-Atlantică ar putea livra armament în Republica Moldova. Declarația a fost făcută în contextul anunțului șefei diplomației britanice, Liz Truss, că o astfel de posibilitate se discută în prezent. Președintele Parlamentului și al Partidului de Guvernare, Igor Grosu, susține că forțele armate ale Republicii Moldova au nevoie de dotare, deoarece în toți anii de independență a fost la coada alocărilor bugetare. Ceea ce noi am înțeles și vom face este, într-adevăr, vom investi în forțele noastre armate pentru a ne apăra țara, pentru a face față celor provocări care, ați văzut cu toții, sunt și noi suntem obligați să ne apărăm țara. Când o să-l facem, cu cine o să-l facem, o să fie un proces transparent. Speakerul a subliniat că Ministerul Apărării trebuie să facă o evaluare și să decidă care vor fi standardele pentru potențialele dotări. Totodată, Igor Grosu spune că în acest sens se va face apel și la ajutorul partenerilor strategici ai țării. Avem parteneri strategici, avem parteneri din credere care înțeleg situația în care ne aflăm noi și noi, într-adevăr, o să apelăm într-un cadru legal, civilizat, în cadrul tratatelor noastre internaționale, pentru a ne consolida apărarea noastră. În același timp, președintele Parlamentului nu vede vreo încălcare pentru statutul de neutralitate al țării. Atâta timp cât noi facem lucrul ăsta într-un cadru civilizat, transparent, democratic, da? Eu nu văd nicio problemă. Noi ne păstrăm statutul nostru de neutralitate. Explicațiile vin după ce zilele trecute ministrul de externe al Marii Britanii, Liz Truss, a declarat într-un interviu pentru publicația Telegraph că țara sa a început discuții cu aliații internaționali cu privire la trimiterea de armament modern în Republica Moldova. În acest context, Partidul Socialiștilor s-a declarat îngrijorat de declarațiile oficialului britanic și a cerut autorităților să înceteze orice acțiuni și să renunțe la orice declarații care subminează statutul constituțional de neutralitate al Republicii Moldova.